Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la Regiunea în Obiectiv. 1 iunie este Ziua Internațională a Copilului și, cu această ocazie, Fundația Noi Orizonturi sărbătorește Forța Impact și ne propune să sărbătorim împreună Ziua Națională Impact la unison în toate cele 180 de cluburi din țară din 19 județe. Peste 3.000 de tineri și 400 de profesori implementează anual 200 de proiecte de serviciu în folosul comunității și învață cum să fie cetățeni responsabili și tineri pregătiți pentru viața de adult. Impact este modelul educațional replicat și de către World Vision la nivel internațional, fiind prezent în 24 de țări. Business Mom Club este o inițiativă demarată în scopul de a crea o comunitate de femei care sunt și mame și antreprenoare. Pare greu de realizat, dar nu imposibil dacă ai informații și susținere. Acest lucru își propune și conferința motivațională Mama, care va avea loc în 8 iunie la Cluj-Napoca. Tema conferinței este ambițioasă, redefinind puterea, și va fi susținută de 7 speakeri, bărbați și femei, care își vor spune propriile povești din plan personal și profesional. Mai multe vom afla de la Florina Rusu, consultant educațional Happy Moms, și Ramona Manolescu, coordonator Business Kid. În final, vă invităm la Sports Festival 2019, primul show de super enduro organizat în mijlocul orașului. Amatorii de senzații tare vor putea să urmărească rider profesioniști într-o cursă pe un circuit special amenajat lângă BT Arena. Un alt show de neratat este Strong Man, România vs. Ungaria, o competiție a celor mai puternici sportivi care se vor întrece în demonstrații de forță, dar nu va lipsi și un show spectaculos de echitație. Dar pentru început, aflăm mai multe despre campania de 1 iunie, hashtag Eu sunt de impact, pe care o realizează Fundația Noi Orizonturi. Cum se vede ziua de 1 iunie în toată România prin activitățile sincron ale cluburilor Impact, ne vor spune Lidia Bonduc, project manager rețeaua Impact, și Gabriela Roșca, profesoară, școala gimnazială Octavian Goga. Bună ziua și bine ați venit în studioul TVR Cluj. Mulțumim de invitație. Iată, se apropie 1 iunie, mai precis mâine va fi această zi internațională a copilului. Înainte de a intra în acest proiect pe care îl coordonați, v-aș întreba pe voi, cum vă amintiți ziua de 1 iunie din copilărie? Lidia. Oh. Era foarte colorată, cu siguranță era vorba de vată pe băți. De cu totul altceva decât șotron. Oferiți voi astăzi copiilor. Da, am putea spune, da și nu. Nu am uitat totuși de lucrurile specifice copilăriei, cu siguranță, însă ăsta e un motiv de a arăta de fapt și puterea copiilor. Da, era frumos și colorat de 1 iunie și cu siguranță se va fi sărbătorea și în acest 1 iunie. În școala ta? Sau acasă? Se sărbătorea mai mult, da. Probabil la școală, în comunitate. Înseamnă că ești mai tânără. Pe vremea mea nu mi-amintesc să fi fost o zi deosebită. Nici, Gabi. Nici pe vremea mea. Ceea ce mi-amintesc însă, în schimb, de 1 iunie, e că bunica mea făcea întotdeauna socată. Și 1 iunie o marcam așa, cu socată și mai mult acasă. În primul rând, nu mi-amintesc să fi fost zi liberă 1 iunie. Așa și e. Demarcat, nu. Deci, iată, până la urmă, părinții și fiecare familie în parte marca într-un fel sau altul această zi a copilului. Dar, așa cum spuneam, mai mult eventual primeam dulciuri, când eram mici, jucării, dar nu în fiecare an, nu era ceva așa sistematic bine organizat. Iată, lucrurile s-au schimbat. Astăzi suntem liberi de 1 iunie, pică într-o sâmbătă, așa că nu putem profita, dar și modul de a sărbători această zi internațională a copilului s-a schimbat. Iar acest concept Impact chiar vine cu propuneri interesante, astfel încât copiii să fie implicați și de impact în societatea în care trăiesc. De când au început să existe aceste cluburi Impact? Cluburile Impact au o vechime de aproape 18 ani în România și de 18 ani tinerii reușesc să dovedească adulților de fapt că ei sunt o forță a schimbării, că ei au puterea, chiar dacă sunt mici sau mai mari, să aducă îmbunătățiri comunității din care trăiesc și mai mult decât atât să învețe din ele. Pentru că mai mult decât orice, pe lângă schimbările pozitive pe care le aduc membrii din Clubul Impact, copiii învață din acest proces. Din orice mică acțiune fac pentru comunitatea lor, ei au o lecție de învățat. De asta programul Impact, chiar dacă are activități de învățare prin experiență, are foarte clar setate niște obiective de învățare. Și ca să-ți răspund un pic mai specific de fapt ce înseamnă programul educațional Impact,
Ei bine, se bazează într-adevăr pe metodologia învățării prin experiență și mai specific pe învățarea prin proiecte de serviciu în folosul comunității. Foarte simplu, copiii dintr-o școală care își doresc să facă parte dintr-un club impact se întâlnesc o dată pe săptămână și cu ajutorul unor profesori, le spunem noi lideri impact, care cu multă dragoste îi coordonează și îi gestionează, se uită foarte atent la problemele din comunitatea lor și înțeleg mai bine, nu știu, de ce este sărăcie în țară, de ce este problemă cu gunoaiele, de ce sunt atâția câini pe stradă. Încearcă să se uite un pic mai atent la ce se întâmplă în comunitatea lor mică și din perspectiva în care sunt ei, că fie că au 12 ani, fie că au 15 ani, ei singuri se gândesc la ce soluții ar putea să aducă, dar niște soluții fezabile pe care chiar ei ar putea să le implementeze. Și toată valoarea programului este de fapt dată prin faptul că copiii sunt liberi să creeze și să gândească ei, să ia singur decizii. Poate un exemplu sau două ne-ar ajuta foarte mult să înțelegem ce înseamnă acest service learning, învățare prin experiență. Serviciu în folosul comunității, da. Și o să ne spuneți apoi cum i-ați convins să vină într-un club în care au de învățat. Așa, copiii au tendința de a merge în tot felul de cluburi de relaxare, nici de cum să continue procesul de învățare. Dar e o învățare prin joacă, exact. Și asta i-a cucerit, probabil. Hai cu un exemplu concret. Foarte concret, vorbim acum de niște copii de liceu de la Colegiul Silvania din Zalău, care au început prin noiembrie, au finalizat prin aprilie proiectul lor, au gândit niște activități de strângere de fonduri, astfel au reușit să colecteze bani din comunitate și au dotat un laborator de știință într-o școală din mediul rural, cu eprubete, cu kituri de experimente, astfel încât ei să învețe mult mai bine biologie, chimie, fizică, toate lucrurile acestea. Și fondurile acelea cum le-au strâns? Păi, au organizat, de exemplu, târguri, a fost Moș Nicolae, s-au gândit, au făcut tot felul de obiecte făcute de ei, inclusiv au lustruit pantofi pentru trecători, au vândut ceai, au făcut seri de filme, ce au gândit activități foarte multe, toate pornind de la, ok, pentru ce ar da colegii mei bani? Hai să mă gândesc foarte bine. Ce aș putea eu să fac cu puține resurse și să-mi genereze foarte mult profit? Deci cumva de aici pornește și spiritul antreprenorial, se gândesc cum să iau cea mai fezabilă decizie, cea mai bună decizie, cum să lucrez cu colegul meu astfel încât să reușesc să-mi ating obiectivul. Ei s-au informat foarte mult despre ce presupune despre ce materiale ai nevoie, de ce materiale și până ai la urmă nevoie. Și un plan de afaceri. Da. Cât să investesc astfel încât să câștig o anumită sumă, să pot să duc proiectul până la capăt. Exact. Așadar, e o joacă utilă pentru toată lumea și pentru copii și pentru cei cărora li se adresează ulterior. Și iată că de 18 ani cluburile Impact s-au înmulțit, sunt 180 în 19 județe. În 26 de județe, da. În 26 de județe, doar în 19 va fi campania 1 iunie. Da, s-au implicat copii, exact. Haideți să venim la campania de anul acesta, respectiv cea de mâine. Cum i-ați convins pe copii să intre în acest joc sau în această poveste? Au intrat tocmai pentru că le plac poveștile și pentru că le place jocul, pentru că acestea sunt metodele prin care, mijloacele prin care se învață în cluburile Impact. O întâlnire de impact are cumva așa cam trei componente. Un joc depinde de tema pe care o abordăm. De exemplu, mă gândesc la ultimul proiect pe care l-am avut noi în școală, un proiect pe tema bullying-ului și l-am numit chiar Bullying-ul nu e o joacă. Deci întâlnirile se desfășoară, se începe cu un joc care e pe tema întâlnirii respective, pe urmă o poveste pe aceeași temă, poveste care este urmată întotdeauna de discuții, de debriefing pe marginea poveștii, astfel încât să ajungem împreună la niște concluzii pe care să le putem folosi în proiectul pe care îl implementăm. Și pe urmă o componentă foarte mare în fiecare întâlnire o are lucrul la proiectul pe care îl avem în desfășurare. Ei au venit, de exemplu, în primul rând din curiozitate, le-a plăcut ce s-a întâmplat și au rămas. După activitățile pe care le-am desfășurat în proiecte, copiii și-au dorit să vină și mai mulți în acel club. Deci, datorită activităților pe care au văzut că le-au desfășurat ceilalți membri ai clubului. Și promovării din gură în gură, da, probabil, și auzind promovării, de la ceilalți colegi. Și în plus, la fiecare început de an școlar, noi organizăm activități specifice de promovare a educației prin impact.
organizăm întâlniri, filmulețe, videouri. La Cluj, de exemplu, câte astfel de cluburi Impact există? Că mă gândesc că sunt pe categorii de vârstă. Exact. În județul Cluj sunt undeva pe la 20-25 de cluburi Impact. Avem cluburi Impact în mediul rural, avem la gimnaziu, la liceu, în licee tehnologice, deci practic cam în toate mediile. Cheia succesului unui club Impact este de fapt profesorul, liderul Impact. Pentru că el acolo face lucrurile puțin diferit față de cum se întâmplă la oră. Din nou, sunt obiective de învățare și multe din ele se corelează cu ce învață ei la clasă, însă profesorii le creează spațiu ca ei să se desfășoare și doar îi ghidează atunci când ei au nevoie de ajutor. Deci nu e sistemul acela clasic de la clasă în care profesorul pune întrebarea, așteaptă un anumit răspuns, dacă nu îl primește pe acela, stai jos, nu e bine. E un sistem mai relaxat, astfel încât să încurajeze pe copii să-și dea drumul la gânduri și la idei. Cred că asta ar trebui în sistemul nostru de învățământ, puțin mai multă relaxare și mai multă încurajare pentru copii, indiferent ce spun. Chiar dacă spun o prostie, să zicem, să nu-i tăiem craca de sub picioare de la început. Așadar, există posibilitatea să se înscrie continuu copii în aceste cluburi? Și cum pot să o facă, da, dacă mai doresc să se înscrie? Da, se pot înscrie. Pot, cum? Unde află informațiile? Informațiile sunt, de exemplu, noi avem pe site-uri, avem pagina de Facebook a clubului, avem site și acolo și promovăm. Și cum trebuie să dea cluburi Impact? Sau? Da, noi avem clubul la care lucrez eu, se numește Happinessia, este deschis în școala gimnazială Octavian Goga. Din Cluj? Din Cluj, da. Ei vin la club, semnează, completează un formular de înscriere în club, părinții de asemenea un formular prin care iau la cunoștință și sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în club și sunt de acord ca fiicele lor să participe la aceste întâlniri. Câți membri are clubul? 18 membri. 18 da. Membri, iar profesorul coordonator, bănuiesc că ești chiar da. Tu. Da. Cum vă selectați profesorii? Că spunea Lidia, e nevoie de profesori un pic mai deschiși, care să înțeleagă că e o altă modalitate de predare și învățare pentru copii. În principiu, când deschidem cluburi Impact, trecem printr-un proces de selecție. Este foarte important, în primul rând, motivația profesorului de a conduce un astfel de club. Să știți că nu este ușor, este o încărcătură emoțională. E benevol? Are și vreun beneficiu material sau este nu? Este în mod voluntar, în sensul în care întâlnirile acestea ale clubului Impact se desfășoară o dată pe săptămână, cum ne spunea Gabi? Exact, după ore, uneori când e proiect, copiii stau mai mult și profesorii stau la ore, se întâlnesc sâmbătă, duminica, este un pic mai mult de lucru și atunci pentru noi este foarte important să știm că sunt profesori care își doresc să facă puțin lucrurile diferit cu copiilor, vor să aibă o relație diferită cu elevii, să înțeleagă mai bine noua generație și mai mult decât atât și cred că cel mai important lucru este să fie deschiși la dezvoltare continuă, pentru că intrarea într-un program Impact, de fapt pentru profesor ce înseamnă, este un program de formare profesională. Sunt foarte multe cursuri la care ei participă, au parte de mentorat, avem conferințe și întâlniri regionale pe partea educațională, tocmai pentru ca ei să poată implementa cât mai bine metodele de învățare prin experiență și, de fapt, pentru a face învățare relevantă, cu scop, cu finalitate. Cu aplicații învățare practice. Copiii exact. Vor să vadă la ce îmi folosește, eu știu, formula respectivă. Sigur, unele lucruri trebuie învățate pentru cultura generală, pentru baza pe care ți-o pui pentru viitor, dar ei așteaptă și o finalitate. Au fost uneori mai mulți profesori doritori decât numărul cluburilor și a trebuit să faceți o selecție? Ultima dată, când am deschis apelul, cred că am deschis 20 de cluburi Impact și am avut 200 de înscrieri la nivel național. De profesori, zic. De profesori, 200 deci de profesori ar fi înscriși. Mult mai mulți deschiși la a se implica în astfel de sisteme de învățământ. Da. E foarte bine lucrul acesta, eu sper să se înmulțească și chiar să se transvazeze la predarea la clasă acest sistem. Stai, până la urmă, să ne spună, de fapt, chiar Gabi ceva. Ar fi vreo șansă? Da, aveți da. În plan un... Dar chiar eu chiar practic ceea ce învăț în ceea ce fac cu copiii la Impact la clasă. De exemplu, jocul, care are foarte multe valențe educative și care poate fi folosit în diverse scopuri, la diverse lecții, eu predau limba română. Și e perfect jocul. De poveste nu mai spun. Apoi, în plus,
promovez ceea ce promovăm și la club, colaborarea, nu competiția. Și elevii știu să lucreze în echipă tocmai de la Impact. Asta mi-au și mărturisit. Le place că vin la Impact pentru că pot să lucreze împreună cu XYZ, pot să facă așa cum vor ei, au spirit de inițiativă pe care îl folosesc și la ore și în alte activități. Deci iată că ți-a fost util participarea într-un astfel de club și în meseria ta de zi cu zi. Să revenim la campania de 1 iunie, pe care ați organizat-o în așa fel încât să fie una la unison în toate aceste 19 județe. Câte cluburi s-au înscris din cele 180 existente? S-au înscris aproape 60 de cluburi. Asta înseamnă aproape 1500 de tineri care o să facă activități la unison, însă pe lângă cei înscriși mai sunt și care fac individual tot felul de activități mai micuțe. Unii au deja proiecte mai de amploare în desfășurare, așa că ei practic de 1 iunie o să dea ce au ei mai bun sau ce știu ei să facă mai bine către comunitatea lor. Am concret, spus că... iarăși, poate ar fi bine să ne spui ce activități vor fi organizate la unison, adică aceleași în toate județele, înțeleg prin asta, sau doar faptul că deodată, în aceeași perioadă, în aceeași zi, practic? Vor fi deodată și vor fi activități care să fie destinate comunităților locale, pentru că ei sunt diferite, pentru că... În funcție de specificul local, am înțeles. Nevoia comunității respective. De exemplu, la Cluj. De exemplu, la Cluj o să avem... vineri. Uite, o invitație foarte bună și o să spui și tu ce o să faci la clubul tău. De exemplu, în formă un cafe, impacții de la After School Special, din care se întâlnesc în liceul Mihai Eminescu, o să organizeze o conferință pentru tineri, conferințele generației Z, în care aduc specialiști și vor discuta pe trei subiecte legate de sănătate și stare de bine, cum ar fi nutriție, iubire, ce înseamnă îndrăgosteala și cum se manifestă, și un subiect mai controversat despre tatuaje. Ce înseamnă de fapt tatuajele, de ce simțim nevoia să ne exprimăm sentimentele prin tatuaje, și o să vină niște artiști tatuatori care o să explice puțin despre ce înseamnă asta și ce înseamnă și despre pentru corpul riscuri, tău. Beneficii, iată, veniți cu teme și... pe care sigur tinerii le așteaptă, subiecte de care sunt interesați și poate că e cel mai bine așa să afle din surse sigure. Exact. Deci asta va fi... Deci mâine, în Form Cafe, de la ora 3. O să vedeți acolo. Unde? La liceul Mihai Eminescu? În Form Cafe. Acolo e? La liceul Mihai Eminescu? Nu, este forum. O cafenea în Cluj-Napoca. Form Cafe. Da. Cine nu a avut ocazia să meargă, iată o ocazie bună să mai afle lucruri noi, locuri noi din Cluj-Napoca. Și se mai întâmplă tot felul de lucruri frumoase. De exemplu, renovări de parc. Aproape de noi, în Triteni, copiii de acolo vor să facă un parc, să renoveze un parc pentru comuna lor. Și chiar sunt așteptați oameni și din Cluj, dar și din comunitatea lor să pună mâna să ajute la plantat, la vopsit și la tot ce e nevoie acolo. Iarăși e nevoie de fonduri pentru o astfel de activitate. Tot așa singuri și-au procurat fondurile sau implică cumva autoritățile locale sau anumiți sponsori reușesc să-i convingă câte un dat să facă din fiecare. Donații? Exact. Noi oferim foarte mici fonduri în diferite competiții de proiecte, dar le spunem noi bani de sămânță pentru a fi înmulțiți de către ei, undeva la 400-500 de lei depinde, însă ei tot timpul strâng de 3, 4, 5 ori mai mulți bani prin proiectele lor. Da, prin strângere de fonduri, fie că au activități antreprenoriale, fie că merg la donatori, fie că merg la autoritățile publice. Deci ei se descurcă pentru că ăsta este iarăși un obiectiv de învățare pentru ei. Să devină descurcăreți. Exact. Da. Altceva? Ce activități vor mai fi în Cluj și care probabil se vor regăsi într-o formă sau alta și în alte orașe? Mâine noi avem programată în Parcul Mare. Avem programate activități specifice clubului. Vom desfășura, de exemplu, o expoziție vie. Copiii vor, fiecare membru al clubului va deveni purtătorul de cuvânt al unui proiect pe care l-am desfășurat din 2011 până în prezent. Vor prezenta ce s-a întâmplat în proiectul respectiv. Vom desfășura, de asemenea, diferite jocuri pe diferite teme, flash mob-uri prin care să promovăm educația prin experiență. Foarte frumos. Ce așteptări aveți voi de la această campanie de 1 iunie la unison pentru întreaga Românie?
Această campanie este de fapt o declarație a faptului că, cum spuneam, tinerii au capacitatea să facă lucruri minunate în comunitate dacă au sprijinul și educația de care au nevoie. Până la urmă, dezvoltarea unei societăți stă foarte mult în nivelul de educație al cetățenilor și noi vrem să îi învățăm pe tineri din cât mai devreme că este important să se implice în nevoile comunității. Nu neapărat să aștepte pe cineva de sus să le rezolve problema sau, din potrivă, să reclame atunci când... Să aibă curajul de a se implica. Da. Tu, Gabi, vă așteptați să vină cât mai mulți și să crească numărul copiilor? Da, și asta, da, și mi-aș dori să se poată înțelege că învățarea poate fi altfel pe tot parcursul anului, nu doar în școala altfel. Exact. Vă mulțumesc foarte mult, le spun la mulți ani de astăzi tuturor copiilor din România și din întreaga lume, iar voi să aveți o campanie reușită. Mulțumim! Mulțumim. Noi mergem mai departe. Înlocuirea calificativelor cu note la clasele a treia și a patra. Asta propun reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru noua lege a învățământului. Acest tip de evaluare ar face mult mai ușoară trecerea la gimnaziu. După consultări cu învățătorii și profesorii de la gimnaziu, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Cluj au ajuns la concluzia că ar fi în beneficiul elevilor să fie evaluați cu note și nu cu calificative ca până acum. E o propunere care a fost făcută la Cluj în urma discuțiilor pe proiectul viitoare lege a învățământului. Ar fi util, în primul rând, pentru copil, pentru faptul că s-ar obișnui mai ușor cu trecerea de la clasa a patra la clasa a cincea. În clasa a patra, învățătorii notează pe elevi și cu calificative și cu note, tocmai pentru a le face acestora trecerea la notarea din gimnaziu mai ușoară. Evaluarea este una dintre cele trei componente importante ale procesului de învățământ și rolul ei este de a orienta și a de optimiza procesul de învățământ. De aceea trebuie să ofere un feedback real asupra nivelului pe care elevii l-au atins. În acest context, mi se pare binevenită această schimbare, propunerea care vine din partea Inspectoratului Școlar Clujan. Noi deja oarecum facem acest lucru, pentru că la clasa a patra, în ideea de a obișnui cu evaluarea din gimnaziu, evaluăm în paralel, adică dublu, evaluăm dublu, în sensul că oferim și calificativ, dar și un punctaj până la 100 de puncte, care poate fi echivalat apoi într-o notă. Părerile părinților sau ale bunicilor sunt împărțite. Ar trebui să, în loc de calificative, să aibă note. Că atunci am ști exact de cât e copilul. Calificativele astea, nu știu, sunt așa un fel de... Nu știu cum să mă exprim, dar notele cred că îi stimulează mult mai mult să se pregătească pe copii, chiar de mici. Nu știu, pentru psihicul copiilor la vârsta, zic, e prea mică vârsta ca să fie o concurență între ei. Pentru mine e ok, că nu înțeleg nimic din calificativele astea. Mie mi se pare un lucru bun să nu se mai pună calificative, să se pună note, cum s-au pus pe vremea noastră. Propunerea făcută de Inspectoratul Școlar Județean Cluj va intra în dezbatere alături de cele ale altor inspectorate școlare din țară. Unele dintre acestea se vor regăsi în noua lege a învățământului. Business Mom Club este o inițiativă demarată în scopul de a crea o comunitate de femei care sunt și mame și antreprenoare. Pare greu de realizat, dar nu imposibil dacă ai informații și susținere. Acest lucru își propune și conferința motivațională Mama, care va avea loc în 8 iunie la Cluj-Napoca. Tema este una ambițioasă, redefinind puterea, și va fi susținută de 7 speakeri, bărbați și femei, care își vor spune propriile povești din plan personal și profesional. Fondurile strânse se vor utiliza pentru cea de-a doua ediție a taberei de educație non-formală cu tematică antreprenorială și artistică pentru copii ce provin din medii defavorizate. Mai multe vom afla chiar acum de la Florina Rusu, consultant educațional Happy Moms, coordonator Business Mom Club Cluj și Ramona Manolescu, coordonator Business Kid. Bună ziua și bine ați venit, stimate mămici fericite! Bună ziua, bună ziua! Discutăm despre proiectul acesta Business Mom Club, dar înainte, haideți să discutăm despre asociația Happy Moms, de unde a pornit, practic, tot acest tăvălug, care, iată, vine să le sprijine pe mămici, care de multe ori ajung în pragul disperării, neștiind cum pot împăca familia și cariera.
Da, Asociația Happy Moms este o asociație pentru mămici antreprenori la început de drum sau poate care au deja un business și vor să avanseze. Asociația a luat naștere în Brașov acum 5 ani la inițiativa președintei asociației, doamna Dana Lupșa, care este lector universitar doctor în management și financiar. Apoi lucrurile au luat o într-un sens pozitiv și misiunea Happy Moms de a contribui la bunăstarea familiei, a copiilor, prin educație financiară și antreprenorială, a luat avânt. Și asociația demarează proiecte, 5 proiecte, în 6 orașe din România și cu siguranță se vor extinde în toată țara. Care a fost impactul la prima întâlnire? Tu cum ai ajuns să intri în această asociație și ce ai simțit acolo de iată ai rămas devotată? Acum 2 ani am primit un telefon, eu sunt profesor și nu aveam o afacere, dar între timp sunt mămică de 3 copii și în perioada maternității se pare că nu doar în mine, ci în toate mămicile se naște un timp special în care tu ești doar cu tine și toate pasiunile și nevoile tale cumva iasă la suprafață. Mai de mult bunicile noastre coseau sau făceau altceva. Noi, uite că avem un spirit antreprenor cumva în noi și am început o afacere într-un alt domeniu și am fost sunată să conduc, să mă implic în proiectele asociației pentru că doreau să se extindă și la noi în Ardeal. Și am zis sigur că da, mămicile trebuie să iasă în oraș. Business Mom Club este un club deschis pentru orice mămică sau pentru orice femeie care are o afacere sau doar are o idee de afacere. Acolo vor găsi mămici prietenoase care și specialiști pe diverse domenii unde le aduc pe drumul cel bun. Așadar, avem nevoie cu toate de o activitate prin care să evadăm din cotidian, din acel tipar, acea rutină, servici, acasă, gătim, curățenie, să ne găsim, așa cum spuneai, dacă nu coasem sau nu croșetăm, poate punem de o afacere. Da, deci întâlnirile au loc o dată pe lună. Și suntem întotdeauna cu casa plină, așa zicem, între 20-30 de participante și dacă ar fi să vorbim în cifre, clubul are în ultimii 2 ani are 449 de membre, dintre care 220 active. Avem și o broșură Happy Moms unde în ultimii 2 ani s-au demarat 12 afaceri la cheie și în ultimele 3 luni 6 afaceri. Deci se pare că informația de acolo, de la noi, e bună pentru... Și iată, și așa fertile. Cum spuneai, ele pot veni doar cu o idee și primesc susținere nu doar logistică, să spun așa, ci și materială sau până la urmă că orice business presupune o investiție. Sigur, nu. E doar un club motivațional, întâlniri informale, unde diversi specialiști vin în calitate de speaker pe finanțe, pe management, pe dream management, pe time management. Deci până la urmă, singură trebuie să ia hotărârea și să-și asume toate riscurile. Dar cu sprijin din partea avantajele, noastră. Dar cu sprijin. Ramona Manolescu, înțeleg că ești coordonator Business Kid. Este un alt proiect al asociației. Da, este un proiect al asociației pe care îl coordonez de anul acesta. Dar membra asociației ești de mult? Nu, tot de anul acesta. Aș vrea să vă povestesc experiența mea, cum am intrat eu. Pentru că am fost parcă chemată, parcă m-a ales clubul așa cum l-am ales și eu pe el. M-am dus la o întâlnire Business Mom Club și am văzut atâta energie, atâta... De unde ai știut de acest club? Am aflat de pe Facebook. De pe Facebook. Da. O prietenă era speaker la acel club, la acea întâlnire. Și așa, de astăzi pe mâine m-am dus la club. Am găsit acolo atâta deschidere, niște doamne care au aceleași provocări ca și mine, antreprenor și mămică, și o energie pozitivă. Și de la început am știut, deci a fost instinctiv. Și eu vreau, cum pot să fiu voluntar Happy Moms? Deci ai simțit o vibrație pozitivă acolo, o atmosferă plăcută. Ce a zis soțul tău? Soțul meu, el mă susține, este
alături de mine. Când ai spus, mă duc la un club de femei de afaceri, cine știe, poate o să fac și o afacere. Noi deja aveam afacerea, da. Mi-a respectat dreptul la explorare, să zic așa. Și a fost una benefică pentru că te simți foarte bine acolo și iată, ești coordonatorul acestui Business Kid. Da. Acum despre proiectul Business Kid. Este un proiect de educație financiară prin artă și poveste, o educație non-formală. Deci, iată, ca și tema precedentă, da. Încercați să-i învățați pe copii anumite lucruri utile pentru viață, dar într-o altă formă, nu stând în bancă și memorând anumite citate, formule și așa mai departe. Exact. Noi vrem să le deschidem apetitul pentru domeniul acesta economic și antreprenorial. Care, într-adevăr, am văzut acum îl au de foarte mici. De mici știu să-și negocieze orice avantaj pentru ei. Și dacă îi mai și învățați voi, o să tragă... Da, o să fim o țară de antreprenori. Copiii știu să-și exploateze părinții foarte bine. Da, deci noi acum, de exemplu, punem în scenă o piesă de teatru jucată de 4 copii și vom merge în 2 școli din Cluj, la școala Brâncuș și la liceul cu program sportiv din Mănășturi, unde vom prezenta această piesă de teatru, tocmai pentru a le atrage atenția asupra acestui domeniu economic, care pare un pic abstract pentru copii de vârsta 7-11 ani și pentru antreprenoriat. Și în acest fel, noi vrem să le captăm atenția și după aceea vom ține și niște ateliere la ei, deci, la școală. Deci tema piesei este cumva... Este după o poveste adecvată vârstei. Subiectului pe care vreți apoi să-l dezvoltați, și anume antreprenoriat. Da, pentru... educație financiară, da. Da, sau da, educație financiară. Educație financiară și antreprenoriat, într-adevăr, astea două le atinge. Și joacă în această piesă copii, elevi? Da, copii. Da, copii, chiar o fetiță de 7 ani, o fetiță de 8 ani și un băiat de 11 ani. Deci ei sunt actorii care vor juca principali? Această... Da. Sunt doar ei trei? Ei patru. Da, acești patru sunt actorii și ei vor juca în fața altor copii. Și piesa aceasta a scris-o vreuna dintre mămici? Nu, există un scenariu? Este sau... o carte, Aventurile lui Mimi. Și după o poveste din această carte de educație financiară, carte scrisă de doamna Dana Lupșa, care este președinta Asociației Happy Moms, după poveste, Raluca Covaci a scris un scenariu. Și copiii trebuie să învețe pe de rost replicile sau mai pot și improviza? Da. Acum... E greu. E mai ușor acum să învețe pe de rost rolul. Da. Ei învață rolul. Acum vom vedea prima Când reprezentație. Va fi, prima reprezentație? Va fi în 6 iunie la școala Brâncuș și în 11 iunie la liceul cu program sportiv. Revenind la conferința motivațională MAMA din 8 iunie. Asociația Happy Moms are 4 proiecte mari, Business Kid, Business Teen, tot așa, un proiect de educație antreprenorială și financiară, dar pentru facultăți, deci nu doar pentru elevii din primar. Mai are școala antreprenorială pentru mame, care se desfășoară la Brașov. Mai are proiectul de tabără de educație non-formală pentru copii din familii, din medii defavorizate. Și are conferința MAMA, care este cel mai mare eveniment de fundraising, îl organizez de 3 ani de zile și va avea loc în 8 iunie la Power Business Center. Cumva, redefinind puterea, este tema conferinței, invit toate mămicile, dar nu doar mămicile, invit bunicile, invit mama cu fica cea mare, invit domnii, invit soții, invit bunicii, de ce exact nu? Exact asta vreau să spun. Pentru să nu creadă că... soții că ei sunt excluși sau au interdicție să participe la aceste conferințe, pentru că s-ar putea, pe urmă, să li se pară dubios și să nu le mai lase pe mămici să participe. Conferința este de mare anvergură și în fiecare an am avut doar speaker femei, iar anul acesta este în avantpremieră, e o conferință pentru mămici, dar la Brașov au avut doar speakeri tătici. Și la Cluj, cumva, am pus în aplicare exact aceeași rețetă, dar avem și jumătate-jumătate. Am zis, încercăm așa, pentru Cluj. Deci avem deopotrivă speakeri femei și bărbați din... celebri în domeniul lor de activitate, cu o poveste de viață proprie, cu un business propriu, cu ceva lor. Ei vor vorbi în numele lor, în numele afacerii lor, dar vor vorbi pentru mămici,
pentru a le inspira și pentru a le motivaționa. Trebuie să meargă mai departe. Că cei care doresc să participe trebuie să plătească o taxă, am înțeles, de 70 de roni. Da, este o taxă. Pentru că acești bani care se vor strânge se vor folosi apoi la proiectul celălalt, Business Kid, din câte am înțeles eu. Da, pentru proiectul taberei de educație non-formală, pentru copii din două centre de plasament din Cluj-Napoca. Tabăra este la a doua ediție și vrem să ducem proiectul mai departe. Iar restul banilor strânși vor merge, da, în Business Kid, în acest proiect. Poate ne spui care este business-ul tău, pentru că ne-ai spus, ești profesoară, dar ai reușit să te reorientezi. Bănuiesc că nu mai ești profesoară. Ba, ce predai, engleză? Eu predau limba engleză, da, lucrez în învățământ de 12 ani, nu am renunțat. Deci vreau mergi să spun, și la școala ta? Da, merg și la școală. După școală am 3 copii acasă. Ce vârste au? Cea mică are 9 luni și o salut. O să străiască. Mijlociu merge în grupa mică, are 4 ani și Miruna este în clasa 0. Și cum te descurci, Florina, cu 3 copii, cu școala la care predai, cu business-ul pe care o să ne spui că l-ai? Da, business-ul meu este în domeniul, sunt consilier educațional pe partea de imagine, livrez imagine și text personalizat oricărui proiect educațional care vrea să intre în școli. Și ai solicitări? Am foarte multe solicitări, merg în toată țara, merg la Delphi, la oriunde ești chemată. Și practic cum sună Constanța, Timișoara, un proiect din ăsta în care tu poți să dai o mână de ajutor? Cel mai recent? Cel mai recent, uite, vă spun, o să merg într-o tabără la Constanța de terapie cu delfini, unde, tot așa, copii cu probleme locomotorii vor beneficia în urma proiectului de terapie cu delfini. Iar eu voi fotografia evenimentul, voi face toate textele pentru presă, pentru apariții în presă și voi livra un produs final pentru proiectul lor educațional. Ai fost contactată de cineva de acolo care e probabil într-un club asemănător? Sau cum ai ajuns să afli despre acest proiect? Adevărul că eu țintesc doar proiecte educaționale și atunci nișez foarte mult, există foarte mulți fotografi pe piață sau foarte mulți consultanți în imagine, dar eu vizez doar domeniul educațional. Niciodată nu mi-am închipuit acum 2 ani când am pornit pe calea antreprenoriatului că o să fie o afacere de succes, dar da, merită să investim în educație. Și în perioada asta în care tu, iată, va trebui să pleci la Constanța, cu cine rămân cei 3 copii lași ai tăi? Soțul meu, bineînțeles, că în spatele unei mămici fericite întotdeauna este un tătic fericit care o susține, ne susține, iată, sigur, cu timp, cu efort, financiar, de ce nu? Și se va descurca și cu micuța de 9 luni sau mai vine și o bunică? Da, da, avem ajutor, da. Adevărul trebuie să-l spunem până la capăt. Până trebuie la să capăt, existe și bunici. Bunicii au rolul lor extrem de important și cred că ei abia așteaptă să se implice, nu? Dacă suni un bunic sau o bunică. Da. De exemplu, la conferință, chiar nu doresc nimeni să o rateze. Vom avea atâtea momente minunate pe lângă speaker, vom avea o lansare de afacere, o defilare pe covorul roșu, vom avea șampanie la etajul 8, unde toți speakerii veniți din afara Clujului vor admira peisajul, vom avea lansări de carte, deci invit pe toată lumea să cunoască acolo la conferință și femeile din clubul nostru. Și apoi, ulterior, dacă vor, se pot înscrie, nu? Orice sigur. Femeie, spuneai, și dacă are afacere, și dacă nu, și dacă este mămică, și dacă nu, poate să devină membră? Trebuie să plătească o cotizație sau... Există o cotizație, anuală pentru proiectele asociației, care, evident. La ce sumă se ridică? 250 de lei. Nu cred că e o sumă chiar exagerată. Între e o dată pe an. 250 de lei sau 500 de lei, da, se plătește în contul asociației și toate detaliile le găsiți pe site www.happymoms.ro. Iar apoi banii strânși, așa cum spuneam, se vor orienta spre a doua tabără educațională de educație antreprenorială și financiară pentru copii.
Acolo ai vreo implicare? Și unde se va desfășura această a doua tabără? Eu coordonez Business Kid-ul la tabără doar ca și voluntar, le ajut pe fete. Ca și voluntar, da. Tabăra, unde va fi tabăra? Tabăra va fi lângă Cluj-Napoca, într-o locație frumoasă, la munte. Copiii vor fi duși acolo și este de menționat faptul că vor fi selectați copii care nu au beneficiat de o tabără niciodată. Deci copii din medii favorizate, dar care află de această tabără? Reușiți să-i informați sau cum va trebui să-i descoperiți pe acești copii? Cu ajutorul voluntarilor noștri care lucrează și în alte asociații sau fundații. Deci noi nu impunem nimănui să nu facă parte dintr-o altă fundație sau și să lucreze voluntar la noi. Colaborați și cu alte asociații, bineînțeles. Și în felul ăsta aflați de aceste cazuri sociale, astfel încât să-i puteți sprijini. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul TVR Cluj. Vă doresc mult succes, atât cu piesa de teatru pentru copii din 6 iunie, cât și cu această conferință motivațională Mama din 8 iunie de la Cluj-Napoca, Power Business Center. Cele care ne-au auzit sau cei, pentru că este deschisă tuturor, să sperăm că își vor nota în agenda acest eveniment. Mulțumim! Noi mergem mai departe. Economia socială reprezintă o viziune modernă asupra proiecției sociale capabile să genereze incluziune și dezvoltare locală. Un târg de produse provenind din acest sector și mai multe evenimente care promovează munca persoanelor vulnerabile au loc în aceste zile la Cluj-Napoca. Târgul prezintă produse și servicii ale organizațiilor de economie socială din județul Cluj și din țară. Pentru noi este o mare oportunitate și prin faptul că avem ocazia să ieșim în astfel de activități, să participăm la astfel de târguri, toate lucrurile pe care le realizăm, încercăm să le facem împreună cu persoanele de vârsta a treia, încercăm să-i punem un pic în mișcare. Noi suntem de la Centrul de zi Sfânta Maria și avem aici obiectele realizate de tinerii cu dizabilități intelectuale care lucrează în atelierele centrului nostru de zi. În special lucrăm pe lemn, tot felul de obiecte realizate din lemn, nume pentru camera copiilor, tot felul de decorațiuni. Ne ocupăm în special cu educație, suntem protagoniști în educație. Avem programe și preșcolare, începând cu grădiniță, pentru, putem să spunem minorități, dar putem în același timp să încadrăm totul într-o plajă mai largă și anume oameni care au nevoie, mame tinere cu copii care nu prea au sprijin, nu prea au posibilități financiare sau tot ceea ce au nevoie. Și atunci noi intervenim cu programe educaționale. Printre asistenții sociali din România am întâlnit-o și pe Brooke, care lucrează în același domeniu, însă peste ocean. It's been great to see the... A fost extraordinar să văd serviciile sociale bine dezvoltate. Venind din America, nu mă așteptam să găsesc aici centre atât de bune, atât de moderne. Participanții spun că evenimentul le ajută să se cunoască, să facă schimb de experiență și, cel mai important, să își promoveze activitatea. Toți banii obținuți merg către categorii sociale vulnerabile. Zilele clujene ale economiei sociale sunt organizate de Departamentul de Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai. În minutele următoare vă invităm să aflați mai multe despre Sports Festival 2019, primul show de super enduro organizat în mijlocul orașului. Amatorii de senzații tari vor putea să urmărească rider profesioniști într-o cursă pe un circuit special amenajat lângă BT Arena. Un alt show de neratat este Strongman România vs. Ungaria, o competiție a celor mai puternici sportivi care se vor întrece în demonstrații de forță. Dar nu va lipsi și un show spectaculos de echitație. Vor fi prezenți și campion de talie mondială, printre care Simona Halep și tripla campioană olimpică Cătălina Ponor, care a devenit ambasador Sports Festival. Cea de-a doua ediție Sports Festival are loc în perioada 13-16 iunie în Cluj-Napoca, iar publicul poate participa sau urmări la peste 30 de sporturi. Alături de mine pentru a ne da mai multe detalii sunt Mirela Alex, executiv manager Sports Festival, și Patrick Ciorcilă, business development manager Sports Festival. Bine ați venit în studioul TVR Cluj. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Iată un festival de sport. Mă bucur să aud că se organizează și așa ceva. Este la a doua ediție. Vine cu foarte multe propuneri interesante, dar vă las pe voi să ne detaliați programul.
Mirel, de ce ar trebui să venim la acest festival? Cu ce ne atrageți? Sports Festival este despre mișcare, este despre sănătate, este despre a fi fericit, a te mișca în voie. Și ce face? Dă posibilitatea oricui să vină și să încerce în mod gratuit peste 30 de sporturi. Sporturi tradiționale pe care noi le cunoaștem și de care exemplu se practică. Fotbal, basket, volei, handbal, dar vom avea și sporturi, să spunem, mai puțin căutate în zilele noastre, sau în Cluj, în România. Vorbim de echitație, de ce s-a amintit adineauri, oină, sau mai avem petang, show de super enduro. Sunt multe, multe. Scrimă, tir cu arcul. Deci vor putea nu doar să urmărească meciuri de sport sau... Practic ce facem? Și chiar este să participe. Foarte simplu. Este foarte simplu să participi la Sports Festival. Vii singur sau vii împreună cu cel mic. Îl ajut să redescopere sportul sau să descopere un sport nou. E simplu. Vine, își pune o brățară, iar cu acea brățară ai posibilitatea să te inițiezi în toate sporturile. Chiar încurajăm acest lucru să se întâmple. Vom pune la dispoziția oricui un pașaport sportiv, atât într-o variantă electronică în cadrul aplicației noastre, cât și într-o variantă fizică. Și încurajăm pe toată lumea. Vino, stai 15-20 de minute în cele 4 zile, am făcut un calcul, în 8-9 ore reușești să treci pe la toate sporturile, te inițiezi, te împrietenești cu sportul și strângi, să zicem, niște buline, niște ștampile. La final vei fi recompensat pentru că ai făcut mișcare și ai făcut sport și ești mai sănătos la final. Deci trebuie să vină cu un echipament de sport adecvat. Exact, exact. Atât doamnele, cât și domnișoarele și domnii. Și copii, un echipament de sport, tocmai pentru a putea încerca Doar atât. Restul punem noi la dispoziție. Infrastructura pentru cele 37-38 de sporturi este pusă la dispoziție de către noi împreună cu autoritățile locale. Suntem și norocoși din punctul acesta de vedere, pentru că Clujul ne oferă o infrastructură bine, destul de bine pusă la punct. Va fi cu siguranță super distractiv și super ușor să vii și să preiei, cum ar veni, informația de la niște instructori specializați. Sunt niște instructori specializați care te pot iniția. Și toate aceste activități se vor desfășura unde? Arealul este cuprins între... e mare, cred, zicem noi. Este, păi pentru 30 de sporturi chiar trebuie avem să fie. Nevoie. Da. Parcul central, Cluj Arena, platou dintre Cluj Arena și BT Arena, după aceea mergem spre parcul Iuliu Hațiganu și terminăm, să spunem, zona Sports Festival la terenurile de tenis de la Winners. Haideți să vorbim și despre acest prim eveniment, rider profesioniști într-o cursă pe un circuit special amenajat lângă BT. Patrick, cred că ești fan motociclism? Da, și nu neapărat ce-mi place mie personal, da, a fost o oportunitate unică pentru noi să organizăm așa ceva. Este prima oară când se organizează un astfel de show de enduro în Cluj. Este o competiție între rider profesioniști veniți din toată țara, 16 dacă nu mă înșel, sau ceva de genul acesta. Va fi amplasat pe alea stadion în față la intrarea la BT Arena. Deci chiar în miezul festivalului, va fi sâmbătă dimineața începând cu ora 10, va dura câteva ore. Deci toată și-a fost o... Și va fi un fel de demonstrație de abilități. Va fi o competiție, dar pentru public e de fapt o demonstrație, pentru că e foarte spectaculos. Cred obstacole. Că va fi o mare gălăgie acolo. Probabil. Să vină și cu dopuri. Avem foarte mulți oameni deja care pe Facebook și pe pagina evenimentului au confirmat, sunt peste 1000 de oameni care au confirmat că ar fi interesați de eveniment, ceea ce e un număr foarte bun, zic eu. Și da, este un show unic. Pe lângă acest show avem și, cum spuneați, de echitație, care va fi primul show de echitație, va fi în ziua de sâmbătă, în jurul orei 16, înainte de meciul de tenis. Deci va fi în deschiderea meciului de tenis. Va avea loc în parcarea supraterană de la Cluj Arena. Și încă un show duminică de la ora 20, tot de echitație. Și meciul de tenis, trebuie să spunem că va fi un meci de dublu, din câte am înțeles eu. Meciul de tenis este un meci între echipa României formată din Simona Halep și Marius Copil și echipa Italiei formată din Fabio Fognini și Flavia Penetta, deci nume foarte mari ale tenisului. Va începe cu un meci de simplu masculin între Copil și Fognini, apoi un meci de simplu feminin între Simona și Penetta, apoi
cum ar fi meciul decisiv va fi, sau ultimul meci, capul de afiș va fi meci de dublu mixt. Așa că va fi spectacol. Cum ați convins-o pe Simona Halep să vină la Sports Festival și pe Cătălina Ponor? Ediția din primul an a fost un succes. Am reușit anul trecut să aducem peste 20 de sporturi și să le punem din nou la dispoziția publicului. Dar, de asemenea, și meciul de gală dintre Generația de Aur și Barça Legends, unde am avut o audiență extraordinară, peste 25.000 de oameni. Și doar cu asta ați convins-o? Și cu proiectul în sine. Deci și cu proiectul în sine, pentru că Simona este... susține sportul, susține mișcarea și susține tot ce înseamnă acțiunile în acest sens și despre asta este vorba în Sports Festival. Da, avem și inițiere, avem și competiții, avem și show-uri demonstrative, dar avem și oameni din industria sportului care vin și să ne împărtășească din experiențele lor. Sâmbătă și duminică, de exemplu, vom avea Sports Talk într-una din zonele festivalului în parc. Vor veni Darren Cahill și va veni Darren Cahill și ne va care este antrenorul Simonei. Se da. Spune că e în continuare. Noi știm acum, că este fost un antrenor al Simonei. Doar ea știe, da, doar probabil, ea știe dar exact, cu da? Siguranță i-a rămas prieten și probabil că mai discută dacă cu siguranță au rămas e nevoie. Da. De asemenea, vom vedea în acele două dimineți, practic sâmbătă și dimineața și duminică dimineața, vom vedea niște povești excepționale. Adică cum este să fii femeie pilot de raliu, cum este să traversezi oceanele lumii cu o barcă cu vele la peste 60 de ani, sau Darren Cahill cum a reușit să treacă peste provocările de a antrena mari nume din lumea tenisului. 3 sau 4 jucători din care au fost number one au fost antrenați de către Darren. Toți acești oameni vin să ne împărtășească din experiența lor și credem că vom avea de învățat, fie că suntem, fie că nu suntem din domeniul sportului. N-am vorbit deloc despre show-ul acesta Strongman, România versus Ungaria. Ce vor face oamenii aceștia? Vor fi exact spectacolele de Strongman care le vedem la televizor. Exact asta vreau să te întreb. Vedem acolo... Exact. Aruncări de cu ciocanul, bolovani... Trag camioane de zeci de tone. Exact, da. Și va fi o competiție între sportivi din România și din Ungaria. Avem în România astfel de Strongman? Avem, da. Și sunt câțiva din Serbia, din Ungaria. Adică a fost peste așteptări. Noi ce am făcut? Am lansat invitația către oricine are o idee sau are un club sportiv, are un sport care vrea să-l propună în festival, i-am invitat să ne scrie, să vină cu propuneri și foarte mulți au fost deschiși. Și poate la început nu ne-am gândit să facem Strongman, de exemplu, sau efectiv nu ne-a trecut prin cap, dar au venit ei către noi. Au venit acestea? Ei către noi, da. Și noi vrem să mergem către oamenii de rând, nu doar către cei care fac performanță și să le arătăm, să-i scoatem la suprafață anumite sporturi pe care poate în timp le vor descoperi și vor ajunge să le practice și în viitor. Tocmai de asta noi vrem să lansăm și o aplicație care la sfârșitul evenimentului să afișăm datele tuturor cluburilor din Cluj sau din România unde se pot practica diferite sporturi pentru ca fiecare să poată continua să practice pe termen lung acel sport, să identifice unde poate să-l practice. Citeam aici printre cele 30 de sporturi, beach, volei, pentache... Petang. Este, ce sport este? Petang este acel sport pe care poate l-am văzut în filmele franțuzești. Persoanele mai în vârstă îl joacă cu niște bile și aruncă la pe oțin. Nisip. Pe nisip. Sau pe un pietriș, iarbă. Da, este un sport relativ nou în România, însă sunt foarte, foarte mulți practicanți. Se constituie acum Federația Română de Petang. Sunt câteva sute de sportivi din toată țara care chiar, din ce știm noi, în acest weekend se întâlnesc aici lângă Cluj, la Someșul Rece, la campionatul național. Tocmai asta ce spuneam, încercăm să aducem către lume toate sporturile și să le arătăm că indiferent ce vrei să faci, indiferent ce sport vrei să practici, este bine. Vino afară, joacă-te, hai, fă sport, fă mișcare. Noi reușim în aceste 4 zile să aducem infrastructură pentru cele peste 30 de sporturi și credem că la finalul celor 4 zile, oricine poate să-și dea seama că se potrivește cu unul sau mai multe sporturi. Este mult mai ușor pentru oricine să vină să le vadă. Altfel, dacă nu ar fi aceste 4 zile, credem că ți-ar lua cel puțin o lună sau 2 luni de zile să ajungi
să te informezi, să vezi care sunt cluburile și care sport se potrivește. Care sport se potrivește. Mulțumesc foarte mult. Așadar, Sports Festival 2019, 13-16 iunie, un festival al mișcării și al distracției până la urmă. Vă mulțumesc mult pentru prezența în studioul TVR Cluj. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care sper ne-ați urmărit. Sunt Corina Ionuț și vă doresc un sfârșit de săptămână excelent. La revedere!